Problema numărul 3. De această dată o prismă în patru latere regulată A, B, C, D, A prim B prim C prim D prim, care are lungimea înălțimii de 8 și area laterală de 128 de centimetri pătrați. Prima cerință, calculați volumul. Fiind vorba de o prismă în patru latere regulată, știm că area laterală a unei prisme regulate este perimetrul basei ori înălțimea. Însă, fiind vorba